Acolo unde se află și Ioana Constantin. Bun găsit, Ioana! Bună seara, Gabi! Vorbim astă seară la Politica Zilei despre filmul acestei tragedii care putea să fie evitată, evident, dacă am fi avut și noi în țara asta poliție. Știți foarte bine, ați aflat probabil mulți dintre noastră, dacă nu, pregătiți-vă să aflați cum acest drogat criminal a fost oprit de două filtre de poliție, a ajuns în secția de poliție, a stat până la 4:30 dimineața în secția de poliție și peste o oră a comis în nenorocitul accident care a luat viața a doi tineri, foarte tineri, 21 pic de ani. Este ceva de nedescris ce se întâmplă în poliția română. Spun că n-au avut cu ce să testeze, n-au avut acele drug test. De ce n-au avut? Au avut bani de BMW-uri, în schimb. O să vă arătăm astăzi cum în sudul litoralului există un singur astfel de aparat, iar la nivelul întregului județ spun că există doar 15. Nimeni nu ne spune câte există la nivel național. Aici și domnul Predoiu, glorios, victorios, furtunos, împotriva marilor dealer, marilor rețele de trafic de droguri. Dar până acum, ce a păzit MAI-ul, ce a păzit statul român? Pentru că mor oameni, mor copii nevinovați. Și tot astăzi despre scandalul datelor scurse din aplicația Partidului Aur. Sigur, vorbim și despre George Simion și interdicția lui în Ucraina și în Republica Moldova. Toate de la fix la Politica Zilei. Înapoi la tine, Gabi. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Ioana Constantin, începe Politica Zilei. Vă mulțumesc că sunteți pe B1 TV. Astăzi am aflat că poliția română este inutilă. Inutilă, căpușată de niște oameni incapabili sau complici să oprească un puști drogat. De asta îi plătim? De asta își rup cămeșile de pe ei pentru pensiile speciale? La ora la care noi vorbim, în continuare, poliția română are aceeași conducere și la Națională și la Constanța. Nu cred că cineva putea să facă un scenariu de film cu ce au putut să facă polițiștii de la Constanța. Șmecherașul ăsta, Vlad Pascu se numește, băiatul ăsta de 19 ani, care a ucis alți doi tineri, a trecut nu doar de două filtre ale poliției. N-avea RCA la mașină, a fost în secția de poliție, i-au găsit droguri în mașină. A sunat cineva la 112 că o mașină se deplasează suspect. L-au dat în urmărire în tot județul. L-au găsit, l-au adus în secție, l-au ținut cu ei în secție, l-au testat de alcool. Dar nu li s-a părut așa după ochi, așa au zis, că nu li s-a părut suspect că ar fi consumat droguri. Nu l-au testat. Dar nici n-aveau cu ce. Pentru că în tot județul există numai 15 aparate drug test. În sudul litoralului e unul singur. Era la Mangalia. Dar și dacă ar fi fost acolo, singurul polițist din tot județul care știa să-l folosească era în concediu medical. Și toate lucrurile astea ni le-au spus cu o seninătate absolută astăzi. Șeful de la IPJ Constanța, domnul Glugă, a dat singur test, concurs, și evident că a ajuns șef dacă a dat singur concurs. Bine, a luat 8 și ceva, putea să ia și cu 2, că ăștia atâta iau în general. După ce-s numiți politic toți. Asta e ce avem în poliția română. Un film macabru, în urma căruia au murit doi copii. Și sunt convinsă că mor în fiecare zi. A ieșit mai apoi Predoiu. Rupea tot dealerii, clanurile. Acum intra în toți blocada. Păi și până acum, că a fost ministrul al justiției. Ne bagă toți în față legea Anastasia. Așa. Și ați rezolvat cu rețelele? I-ați făcut pe ăștia mai deștepți? Băiatul ăsta despre care ne spune nouă avocata lui că e într-o familie de oameni simpli, n-a consumat în viața lui. Ia uzi. A sunat la 112, acum câteva luni, că vede niște spărgători imaginari care îi sparg casa. Și a venit poliția și taicăsu le-a zis că băiatul consumă droguri și are halucinații. Și în aceeași perioadă i-au dat toată documentația și carne de șofer. N-a consumat niciodată, a zis avocata. Nu? Dar poliția de ce nu a știut
că a mai avut un dosar care a fost închis, că l-au mai prins cu cannabis. N-are un istoric acolo? Nu știu să verifice? Care digitalizare? Ăștia nu știu de capul lor, nu știu să apese două butoane. Sunt mai rău decât ce numeam noi milițienii. Milițienii cred că se prindeau că ăsta era drogat. Poliția de azi nu s-a prins. Vreau să vă arăt și rog pe colegii mei, înainte de a prezenta și invitații, se vor mai alătura pe parcurs, filmul absolut macabru al acelei nopți. Hai să arătăm cartonul, Georgiana, pentru că este ceva absolut șocant ce a putut să facă poliția română de la ora 12:40 noaptea, deși îl mai opriseră înainte. Da, îl mai opriseră pe băiatul ăsta de două ori. Prima dată i-au spus cum trebuie să circule. Cum trebuie să circule pe străzi, cu minte, bine. La 12:40, la 112, un om, un bărbat, un cetățean, a sesizat IPJ Constanța că un autoturism circula cu posibile încălcări ale legislației rutiere. Să știți că vă citesc din șeful ăsta de la IPJ acum. Bun. Autoturismul a fost dat în atenție, în urmărire... Și l-au găsit. La 2:40 a fost depistat de o patrulă mixtă, polițist și jandarm, circulând pe drumul național 39 din Vama Veche. A fost legitimat conducătorul, dar și alți doi pasageri. În mașină au găsit un joint și patru pastile. L-au dus la secție, l-au verificat de consum de alcool, l-au ținut până la 4:30, nu l-au testat de droguri. La 4:30 au dat drumul, la 4:36 mai exact. La 4:46 cumpăra țigări probabil dintr-un magazin și abia se ținea pe picioare, arată înregistrările. Și la ora 5:25 a omorât cei doi tineri, despre care știți deja. Asta e poliția română. Adunați la asta, aici îl vedeți cum îl testau de alcool, că n-au avut test drag. Drag test, bun. Îl testau de alcool. Și în afară de chestiunea aceasta, să mai adăugăm ceva. Mașina n-avea nici RCA. Tăi, dar nimic din toate astea n-au fost, domne, suficiente pentru polițiștii de la Constanța. Vă prezint, invitații mei și ai dumneavoastră de la această oră. Îi mulțumesc foarte mult, Simonei Spătaru, senatorul SR, avocat la bază, mulțumesc foarte mult, Simona. Dorin Cojocaru, președinte April, mulțumesc foarte mult. De asemenea, legătură video, Gheorghe Alumițianu, fost ministru de finanțe, Partidul Mișcarea Populară, mulțumesc foarte mult. Profesorul de economie, Mircea Coșa, mulțumesc foarte mult și mulțumesc foarte mult că s-a alăturat domnului Cosmin Andreica, președintele sindicatului Europol. Bună seara, domnule Andreica. Bună seara. Domnule Andreica, eu tot de pe la dumneavoastră am aflat că avem mai mulți polițiști la poliția animalelor decât la asta cu drogurile și nu știe nimeni să ne spună câte teste de-astea, câte aparate de-astea de testare au în țară. În județ înțeleg că sunt vreo 15 amețite, dar nu era omul acasă care știa să-l folosească, era în concediu medical. Domnule Andreica, e ceva, scenariul ăsta e de o rușine de nedescris. Deci eu până la ora asta cred că n-aș mai fi... Nu, cum? Șeful de la IPJ Constanța e în funcție, domnule Andreica. Domnule, este ceva de nedescris, n-avea RCA, l-a oprit de două ori, l-au ținut în secție, stau de vorbă cu el, i-au dat drumul. E ceva de nedescris. Noastră, cum explicăm oamenilor ce s-a întâmplat aici? Sau care e în analiza dumneavoastră? Că de BMW-uri și elicoptere avem bani în România. Da, cu asta vreau să încep. Noi urlam ca lupii la lună de 3 ani de zile, urlăm de fapt și spunem că nu avem aparate de testare a consumului de substanțe interzise la volan. Asta în timp ce fenomenul ne demonstrează că vorbim deja despre mii de astfel de cazuri și mai avem și o cifră neagră a unor astfel de infracțiuni, destul de mare, asta în condițiile în care, gândiți-vă că în momentul în care câte un echipaj sau două care sunt prezente la nivel de județ în mod obișnuit în 24 de ore, în momentul în care identifică un conducător care se află sub influența alcoolului sau drogurilor, timp de 2-3 ore, acea patrulă este indisponibilizată cu actele de urmărire penală pe care le întocmezi, cu recoltarea de probe, deci drumul este gol. Nu vă mai spun că, tot referitor la aceste drug testuri, am făcut ce am făcut și cele pe care le-am cumpărat sunt de cea mai proastă calitate, pentru că au o incidență a erorilor extrem de mare, chiar și de 20 sau 30% în unele județe, ceea ce înseamnă niște rezultate fals pozitive într-un număr consistent,
care produc efecte juridice. Lasă pe conducători auto care nu au consumat astfel de substanțe fără dreptul de a conduce pe drumurile publice, până când avem și rezultatele de laborator. Acest lucru, evident, a produs o reticență în utilizarea lor. Au venit și directive, inclusiv procedura Poliției Române cu privire la testarea cu aparatele drug test, practic stabilește că polițiștii rutieri pot folosi drug testurile doar în situația în care conducătorul auto are un comportament nefiresc. Iar acest comportament nefiresc este definit de procedură într-o anexă în care, în funcție de tipul de droguri, sunt stabilite și simptomele. Incoerență în vorbire, pupile dilatate, buze uscate, atenție, lipsa atenției și așa mai departe. Deci, oarecum, totul se întâmplă la latitudine și în funcție de disponibilitatea mijloacelor din dotare pe care le avem sau nu le avem în funcțiune. Păi da, dar l-au testat dacă băuse alcool, domnule Andreica. Deci dacă ar fi avut și un test de droguri, probabil că ar fi făcut și asta, mă gândesc. Este greu de spus, dar e clar că în momentul în care ai mijloace din dotare, clar că le folosești, că doar de aceea le ai, ca să le folosești. Uh-huh. Am văzut și declarația inspectorului șef, care spunea că în 24 de ore cursul zile de sâmbătă au fost testați 6 conducători auto cu aparatele drug test. Da, i-a testat pe aia care nu trebuia. Dar totuși, domnule Andreica, l-au ținut în secție, domnule. Deci un om, un cetățean, care nu avea nici aparate de testare, nimic, a sunat la 112, a zis că o mașină se deplasează suspect pe străzi. Ăștia l-au avut cu el în secție, l-au ținut acolo până la 4:30. La o oră după ce i-au dat drumul, omul ăsta, băiatul ăsta, a omorât 2 copii. Și Poliția Română, de fapt, IPJ Constanța, ne spune că a consumat după ce a plecat, domnule, din secție. Nu era drogat acolo. Dar de unde știe domnul Glugă sau cum îl cheamă de la Constanța? De unde știe că nu l-au testat? Habar n-au. Acum noi ne bazăm pe informațiile la care avem acces public, din surse deschise, respectiv din acea conferință de presă unde am primit cele mai multe informații, că în rest vedem că nu reacționează nimeni sub nicio formă. Dacă au fost făcute astfel de afirmații, sigur nu sunt făcute fără acoperire, deci probabil că la finalul anchetei se va constata într-adevăr sau se vor fi comunicate oficial aceste informații că acele pastile, acele medicamente găsite în blisterul din pachetul de țigări și acea țigară artizanală nu au fost drogurile consumate de acei tineri în acea seară. Însă este evident că la momentul în care ei au fost opriți de patrula de ordine publică, că și asta este important de precizat. După apelul de la 1-2, a intervenit o patrulă de ordine publică cea mai apropiată de locul în care a fost indicat acel autoturism. Vorbim despre un agent de siguranță publică și un jandarm, au verificat interiorul autoturismului și au găsit acel pachet de țigări gol, în care era o țigaretă artizanală și acel blister. I-au condus la sediul poliției, au luat legătura cu colegii de la Antidrog, au fost coordonați cu privire la actele pe care trebuie să le întocmească și au ridicat acea țigaretă și acele pastile. Au întocmit actele premergătoare pentru infracțiunea de deținere de droguri timp de 1:30, iar după această 1:30, având în vedere că, la fel din spusele inspectorului șef, tânărul la acel moment nu prezenta niciuna din simptomele specifice consumului de droguri, nu mai aveau motiv să rețină. Pe ce bază, domnule Andreica, pe ce bază nu prezenta oamenii ăștia? Ne iau la mișto, peste 10 minute după ce i-au dat drumul de la secție, apare înregistrarea din magazin și în magazin abia se ține pe picioare și vânzătoarea declară că într-adevăr avea ochii bulbucați. Doamne, în 10 minute reușise această performanță? Plecase și de la secție? Nu știu dacă informația e verificată cu 10 minute. Păi e că dacă domnul de la IPJ Constanța a zis că l-au ținut până la 4:30 și înregistrat strarea de pe camerele din magazin scrie 4:46, sunt 16 minute, deci, înțelegeți? Scrie. Eu știu de ora 2:45 până la ora 4. Da, păi da, păi domnul de la IPJ, eu citesc din el, a fost acolo până la 4:30, șeful de la IPJ, care, mă rog, e încă în funcție, nu știm de ce. Da. Mi-este greu să vă spun. Cert este că la polițistul care a fost în acea patrulă mixtă împreună cu jandarmul a anunțat, a precizat
contextul și circumstanțele. Bun, o întrebare mai am, domnule Andreica. Dacă mașina n-avea RCA, vreau să înțeleg și eu, domnule, mașina asta n-avea RCA. Dacă îl opreau de la subiectul ăsta, nu mai ajungeam azi la tragedia asta. Măcar de la subiectul ăsta, dacă nu se prind la droguri, n-au teste, n-au aparate. Domnule, dar undeva nu poți să verifice dacă ai, eu știu că te pot verifica dacă ai sau n-ai RCA. Nu puteau să ia plăcuțele să-l oprească? Astăzi, în România, nu există bază de date oficială a poliției în care nu se poate asta. Să fie verificate polițele de răspundere civil auto. Există o bază de date a ASF-ului, a Autorității de Supraveghere Financiară, se numește AIDA, în care fiecare operator economic care tranzacționează astfel de polițe introduce datele autoturismelor pe care le înregistrează în evidențe. Adică poliția română nu știe dacă noi avem RCA sau nu? Nu. Dacă dumneavoastră nu prezentați RCA, nu există nicio bază de date a poliției române care să fie folosită ca probă în instanță, știu eu, ca urmare a interogării bazei de date. Da, domnule Alomițianu. Nu, domnul Andrei, că spune numai pe jumătate adevăr. Da. Probabil că nu e probă în instanță, dar polițiștii verifică ce am participat, adică nu conduceam mijloc auto, și a verificat în baza de date și au spus, aveți, nu aveți. Nu e adevărat că nu e probă în instanță, e altceva. Dar puteau să o verifice dacă... baze de date oficiale ale poliției, că noi când ajungem în instanță... Dar de ce nu aveți, domnul Andreică? De ce nu aveți o bază? Nu mă întrebați pe mine, că și eu pun aceeași întrebare de ani de zile. Dacă ne uităm... Polițistul care oprește de la circulație poate verifica, are accesul, poate intra în baza de date. Nu poate intra în baza de date. Atunci să desfințăm poliția română, scuzați-mă, dacă nu putem să facem nimic, domnule, bază de date nu. De droguri nu mă prinde ăla. Păi ce e asta, domnule Andreica? O bază de date oficială a poliției române care să poată să fie verificate polițe de răspundere civil auto. Iar spune domnul Alomițianu că, de exemplu, guvernul din Marea Britanie de 25 de ani a transparentizat atât de mult aceste baze de date, încât orice cetățean care merge pe stradă poate verifica în bazele de date oficiale ale guvernului. Domnul Andreica, se poate, polițistul are posibilitatea să intre în baza de date și spune de la acele baze, acele verificări, acea bază de date AIDA, pusă la dispoziție de ASF pentru operatorii care tranzacționează polițe, se actualizează în medie între 24 de ore și 72 de ore. Cum ne opriți să ne întrebați de RCA și ne obligați să vă prezentăm și dacă nu vă prezentăm, o verificați online? La noi cum funcționează și la Vlăduț ăsta n-a verificat? Eu vă spun că astăzi în Poliția Română nu există astfel de bază de date. Ei, de aici trebuie să pornim. De la ce avem și de la ce n-avem. Da, nu înțeleg, nu avem nimic, asta am înțeles. Avem doar niște șefi numiți politic în poliție. Bine, mulțumesc. Dacă avem un elicopter care urmează să-l cumpărăm pentru siguranța rutieră. Da. Și aș face un mic calcul, aș împărți contravaloarea unui drug test care se ridică undeva la 3.500 de euro, dacă nu se mai dă și comision pentru producător, împărțit la câteva milioane de euro cât costă acel aparat de zbor și vedem care dintre cele două aparate produc mai multă siguranță. 200-300 de bucăți de drug testuri care să fie la dispoziția oricărei patrule sau acel elicopter care din aer va ghida, nu prea îmi dau seama. Eu știu, poate domnul Bode voia să plece cu elicopterul, cum s-a mai plecat înainte de 90. Mulțumesc, Cosmin Andrei, că a fost alături de noi. Vreau să salut și pe Adriana Radu, este profesor și se întâlnește de multe ori copiii ăștia drogați pe la ore, s-au auzit despre ei. Bun, Dorin Cojocaru, vreau și o opinie din partea ta, pentru că apoi vreau să urmărim și un interviu cu Rudă. Bine, aș putea spune ca tată care am un băiat de aproape de 17 ani și acum e în tabără la Costinești. A, bun. Și vă dați seama ce emoții am, numai părinte să nu fii. Dar legat de chestia cu RCA-ul, eu am făcut rost și cu polițistul, am găsit mașina lovită, am luat pe camera, am văzut numărul și am scos să vad dacă are RCA. Și avea RCA. Deci, sunt povești. Chiar dacă aș da la o parte problema cu drogurile, mai rămân multe alte elemente care el putea să fie reținut. Și dacă ne uităm, este și vorba de antecedentele pe care le-a avut. Și încă o chestie. Eu știu că prevederea e mama înțelepciunii. De ce n-au prevăzut? Noi tot timpul facem chestii pompieristice la momentul când apare o tragedie. Deci,
Cred că e o problemă gravă de sistem și a societății și a puterii. Eu cred că cineva a dat un telefon în secția aia de acolo, de la Vama Veche sau de unde era ea, și băiatul ăsta a plecat liniștit ca să omoare alți doi copii. Urmărim acum mărturiile verișoarei băiatului care a fost ucis, știți, o fată și un băiat, colegi. Condoleanțe sincere familiei și este o rușine mare a statului român că a ajuns să-și ucidă așa copiii. E verișoara lui Sebastian Andrei și urmărim acum declarațiile ei. Sunt verișoara lui Sebi, Lorena Șerban mă numesc. Vestea ne-a sfâșiat inimile în bucăți, ne-a distrus și pe mine și pe familia mea și familia lui Sebi, care este distrusă și nu poate să vorbească despre pierderea cumplită pe care am avut-o. Sebi era sufletul nostru, Sebi era lumina familiei, să zic așa. Sebi ne umplea inimile de fericire și ne aducea pe fii toți la aceeași masă. Sebi era un copil cu vise mărețe, era un copil care i s-au spulberat visele de un tânăr care nu știu cum a fost lăsat să conducă drogat și cum a putut și ce i-a trecut prin cap când a plecat drogat să distrugă atâtea vieți. Ne-a sfâșiat în bucăți. Nu-mi vine să cred că acum 3 zile am vorbit ultima dată cu el. Nu-mi vine să cred că o plecare la mare cu prietenii au ajuns să ne rupă și să ne sfâșie inimile în bucăți. Nu-mi vine să cred că în urmă cu 2 luni de zile mi-am deschis florărie și că primele coroane care mi-au ieșit din florărie au fost pentru vărul meu. Este sfârșitor. Ne-a rupt inimile, nu ne putem reveni, nu ne vine să credem. Ațipim și ne trezim și nu ne vine să credem că vărul meu nu mai există, că Sebi, cu care mă salutam zilnic, nu mai este și nu o să mai fie în curte. Cum ați primit vestea? Vestea am primit-o cumplit. Am crezut că este o glumă proastă când au început să mă sune sora mea, părinții, bunicii. Nu eram acasă în clipele alea. Îmi suna telefonul în continuu și îmi spuneau: a murit Sebi, a murit Sebi. Și eu spuneam: e o glumă, spuneți-mi că glumiți, că nu este adevărat. Nu îmi venea să cred. Nu, nici acum nu vine să cred că suntem aici și el nu mai este printre noi. A fost un copil extraordinar. Un copil extraordinar. Cred că nu exista copil mai bun. Pot să spun că a fost pâinea lui Dumnezeu. Un copil cu frică de Dumnezeu, un copil care își iubea părinții, care își iubea familia, care era respectos, care nu s-a drogat o zi în viața lui, care nu fuma, care nu bea, care nu-i plăcea băutura, care nu făcea nimic rău, nu făcea rău nimănui. Își dorea să facă pe toată lumea fericită, să-și bucure prietenii, să-și bucure familia. Chiar când a plecat la mare, bunicul meu l-a rugat pe bunicul meu să-l ducă ca să nu-și mai ia taxiul și a zis bunicului meu că tataia abia aștept să ne mai punem toți odată la masă și acum, din păcate, ne vom pune la masă și el nu va mai fi printre noi. Este cumplit și nu doresc nimănui să simtă ce simțim noi în clipele astea. Este foarte, foarte dureros. Nici nu mai avem lacrimi, nici nu mai avem suflete noi, nu mai avem inimile noastre, sunt făcute bucăți. Îmi pare extrem de rău de tot ce s-a întâmplat. Este o nedreptate cumplită. Îmi doresc din suflet ca autoritățile, ca cineva să facă ceva și ca acel băiat să plătească înzecit pentru durerea pe care ne-a adus-o, pentru că pe Sebi nu-l mai aduce nimeni înapoi. Și îmi doresc să plătească pentru tot ce a făcut și să simtă și el durerea pe care noi am simțit-o și o simțim înzecit. Nu acum, că durerea asta va fi pe viață, nu doar acum în prezent și nu doar astăzi, mâine, va fi definitiv și pentru totdeauna. Și mai este o tânără, Roberta Ramona, despre care tatăl ei spunea că i-a învățat cât timp băiatul ăsta, altul, se droga. Simona Spătaru, poliția română este complice la această crimă, la această tragedie. Pentru că poliția română n-a fost în stare, ea n-are bază de date de RCA, n-are drug test, n-are miliție, n-are calculator, n-are telefon, n-are nimic, n-are benzină în mașină, n-are, nu știm ce n-are poliția română. Ce știm sigur că are, după poveștele domnului Glugă, șeful, da, șeful, da, de la de acolo, Constanța. De la CJ Constanța, dovada faptului că în mașină erau droguri. Absolut. Bun. Și acum haide să ne punem fiecare dintre noi totuși în pantofii unui polițist, oricât de incompetent sau mai puțin competent sau mai obosit sau mai puțin obosit ar fi. Dacă găsești droguri în mașină,
și ai fost sunat de cetățeni să ți se spună că acel șofer conduce haotic. Conduce haotic înseamnă că poate să producă oricând un accident, adică să ia viața unor oameni. Ce faci? Folosești acel alcool test? Atunci ce ai găsit în mașină? O sticlă goală de băutură? Dar ai găsit și droguri. Cum e posibil să ignori că ai găsit droguri și să lași această persoană să se urce la volan? Spunând că, așa cum a spus chestorul, șeful, că după toate impresiile pe care ni le putem da noi cu toții, părea o persoană care putea să conducă în continuare, nu prezenta simptome de nu știu de care. Păi noi nu suntem oricare altă persoană, noi nu eram puși acolo, oricare dintre noi sau acel cetățean care a sunat la 112, să ia o măsură legală, să facă toate demersurile ca să nu ajungem în cazul acesta tragic, adică să nu ajungă familiile să-și piardă copiii aceștia, că noi acum vorbim despre asta și despre neputința Poliției Române, dar oamenii aia se pregătesc nemormântar. Adică cum e posibil... Imaginele sunt cu cei doi tineri care au fost uciși. Dar nu e posibil. Știți, deci nu este nicio explicație. Domnul ministru Predoiu a fost întrebat și de mine și de colegi mai înainte de conferința de presă să răspundă punctual fix la această chestiune. Cum explică că acest echipaj de poliție nu au efectuat, trebuia să-l rețină câte ore era necesar, o oră, două, să aducă ce le lipsea, aparatul. Să-l ducă să-i preleveze. La IML, trebuia să meargă la IML. Sigur că da, să facă din sânge acest test. Adică, din punct de vedere strict uman, nu aveau cum să nu aibă reacție. Și atunci, da, ne întoarcem la această chestiune de complicitate. Din punctul meu de vedere, ca avocat, asta aș face. Ca părinte nu mai spun că aș face lucrul ăsta. Plângere penală, părinții, există acest dosar penal pornit, dar eu aș face plângere penală pentru ca și persoanele care au fost în jurul acestui șofer, acestui tânăr, adică Poliția Română. Adică, da, cei, Poliția Română, da, să fie cercetați și ei pentru fiecare faptă pe care au întreprins-o începând de la ora menționată. Deci băiatul ăsta ar trebui să figureze în sistem pentru deținere, consum și chiar intoxicație cu cannabis. Un procuror i-a închis dosarul că a zis că e pierdere de timp, pierdere economică să stăm noi ca găsi câteva grame acolo cu cannabis la el, când băiatul ăsta suna la 112 că îi sparg unii imaginar casa și tatăl lui le spunea celor de la poliție, ne scuzați că v-am deranjat, băiatul meu consumă foarte multe droguri și de asta are halucinații. Uite, vedeți dumneavoastră. Este ceva de nedescris. Procurorul acela are numele secretizat, da, adică totul e la secret în România. Nu pot să cred că nu există în baza de poliție, așa, când introduci numele șoferului, o astfel de informație. Că dacă într-adevăr nu există niciun fel de informație, niciun fel de dosar de acest gen, fiindcă e un dosar penal care s-a închis, e un dosar penal, adică nu era o simplă plângere contravențională sau știu eu ce altă chestiune, un dosar penal în, de facto, care este și, era soluționat definitiv în instanță. Prin urmare, poliția trebuie să aibă mai multe răspunsuri, asta însemnând din punctul meu de vedere și într-un dosar de cercetare penală, da, nu doar măsurile anunțate în mod impotent de ministrul Predoiu astăzi, cum că nu poate să răspundă la detalii tehnice, atenție, la detalii tehnice, chiar dacă ar cunoaște niște cifre, că așa am menționat, cunoaște niște cifre, dar n-ar vrea să le spună, că dacă se contrazic pe urmă, domnule ministru, nu puteți să veniți în conferință de presă după astfel de tragedie și să nu dați niciun răspuns decât acela că ați declanșat până un control. La ora asta, domnul Glugă de la IPJ Constanța trebuia să nu mai fie absolut în funcție, evident, dar el este tot acolo și presupun că face și cercetările. De ce? Nu. Domnule profesor Coșa, e țara asta, eu cred că ea nu mai există de fapt, că altă explicație nu poate fi. Ăștia de la poliție, păi dacă femeia aia din magazin a zis că omul părea că e sub influența drogurilor, Poliția Română, asta cu el acolo în secție, ce a făcut? A vorbit cu tăticul lui la telefon? Cine o fi sunat? Vreun șef de până poliție? Că poate reușim să verificăm și telefoanele oamenilor ăstora, să vedem cine a zis că Vlăduț poate să meargă liniștit pe drum. Să rămână și bună seara. Bună seara. Mai înainte a vorbit domnul președinte al Sindicatului de la Interpol, un domn tânăr, inteligent, carismatic și cu darul vorbirii, da, și a reușit să ne lămurească că poliția nu mai este deloc utilă în România. Tot ce a spus arătat că de fapt nu se face nimic, că nu se poate face nimic, că nu există nicio posibilitate de a face ceva.
N-au oameni, n-au bani, n-au mașini, n-au aparate, nu se întâmplă nimic. Așa că pe vista aceasta, acestui îngrozitor fapt care s-a petrecut, ar trebui să mai adăugăm și altă. Țineți minte, a fost acel criminal de la Pitești, cred, care a omorât pe muncitori. Iar poliția n-a putut să facă nimic prin simplu motiv că avea un ruletist, dar ruletistul nu avea nici pușcă, nici atestat de ruletist, dacă e posibil așa ceva. Au fost fel de fel de alte probleme nerezolvate. Ați citat cazul Caraca. Deci poliția, într-adevăr, nu poate să facă nimic. Este o instituție a statului român care este absolut inutilă în forma care acționează astăzi. Spuneați, doamna Constantin, într-o postare pe social media că ar trebui de sus până jos schimbată. Da. Tot de acord cu dumneavoastră. Trebuie în poliție, dar nu numai în poliție, și în finanță și peste tot, e momentul istoric ca România să pună specialiști, nu politici. Lucrurile sunt atât de grave, atât de incompetent prezentate de cei care reprezintă anumite instituții ale statului, încât e nevoie să chemăm specialiști. Există în România, însă nu sunt chemați. Nu sunt chemați să sprijine statul, pentru că statul nu îi motivează și nu le dă niciun fel de argument ca să lucreze pentru el. E un stat care... Și aici trebuie ca să respectăm gândirea domnului președinte Iohannis. E un stat eșuat. Ce să mai discutăm? E un stat eșuat, instituțional, e un stat falimentat din punct de vedere bugetar, e un stat fără motivare pentru generația tinere care pleacă din România. Știți ce este păcat? E păcat că noi discutăm aceste lucruri după ce se întâmplă câte ceva. Cei care au studiat istoria, există o frază celebră la conferința de la Paris, a ministrului de război al Franței, Clemenceau, care a spus: România este țara faptului împlinit, iar România se repede pe fapt complet. Trebuie să se întâmple ceva ca România să ia atitudine. Problema este că se întâmplă multe lucruri, dar România de azi nu se mai ia nici atitudine. În alte țări, avem cazul Serbiei, atentatul de la școală aceea. În alte țări, imediat după astfel de situație, există imediat niște demisii. La Constanța nu mai vorbesc că trebuia neapărat să apară niște demisii. Acum, imediat, demisii de onoare. Chiar la vârful poliției trebuia să fie, pentru că sunt lucruri care arată, repet, această instituție nu este utilă statului român în prezent. Cetățenii ajung să-și facă singur dreptate. Așa ceva nu-i posibil. Sau să ajunge, și eu cred acest lucru, ca justiția și poliția să fie influențată prin telefoane venite dintr-o parte sau din altă. Păi altfel nu se explică, domnule profesor Coșa, păi ăsta n-avea nici cercea, n-avea absolut nimic. Dar domnul Glugă de la Constanța, care a dat singur el examen pe post și a intrat și a câștigat. Păi normal, dânsul a zis că i-au dat drumul la băia, i-a dat drumul lui Vlăduț, că i s-a părut în secția de poliție că nu consumase droguri. Doamna Adriana, doamne, Radu, ați avut astăzi... Da, jumătate de... vă rog. Cred că vă referiți la domnul care a dat la toate posturile de televiziune un comunicat, șeful de la Constanța, da, nu? Da. E un astfel de șef care 6 sau 7 minute n-a putut să spună nimic liber, a citit cuvânt cu cuvânt, încurcându-se și acolo. Lucrul ăsta nu ne spune despre calitatea examenului pe care l-a dat. Bine, bine că l-a dat singur, domnule profesor, vă dați seama. Cine știe ce telefon au venit ca eu să ajung acolo și să aibă pe umăr stau aceea, care de fapt trebuie să facă cinste poliție române, dar în condiții de față nici nu mai știm ce e poliția română. Nu mai păi știu nici ei nu mai știu, nu vedeți că ei n-au bază de date, n-au mașină, n-au benzină, dau elicopter. Doamna Adriana Radu, astăzi eu citeam la dumneavoastră o referire inclusiv la România Educată, la BMW-urile astea care s-au cumpărat, pentru care sunt bani. Dar evident că nu sunt bani pentru nenorocitele astea de teste și copiii României mor sufocați de droguri sau omorâți de drogați. Că aici am ajuns aparent și nu interesează pe nimeni, domnul președinte Iohannis, ce știe până ce excursie o fi plecat acum. Doamna Radu, ne auzim? Cred că trebuie refăcut această legătură. Bine, mă întorc la domnul Ialomițianu până una alta. Domnule ministru, cum e, domnule? Nu avem nimic, nu avem baze de date, acum aflăm nimic. E țara asta, nu știu, mai există, un fi oficial, o existăm sau e o glumă? Dacă tot ce a spus ministrul de afacerilor interne astăzi, că nu există resursă umană la nivel, adică calificată, că n-au baza materială, că au dotarea, înseamnă că
domnul profesor Coșe are dreptate, nu mai putem să ne punem baza în poliție. Dar lucrurile vin din timp. N-ați văzut, n-a fost nicio prioritizare privind cumpărările. S-au cumpărat BMW-uri și nu s-au cumpărat aparate pentru testare. Pregătirea profesională. Unde s-au desfințat școlile de doctorat? La Academia de Poliție. Unde nu mai vine nimeni să se înscrie la licee și la școlile de poliție? Adică nu se mai înscrie nimeni. Unde la școli? La școlile de poliție și la liceele. Deci nu mai se înscriu pentru că nu mai au motivație și aduc oameni din afară, nepregătiți care, într-adevăr, vin pentru un loc de muncă. Iar domnul Predoiu ce trebuia să facă? Sigur, e bine că a trimis corpul de control. Trebuia să suspende conducerea inspectoratului de la Constanța. Pentru că ei acolo decid. Cum fac cei din corpul de control verificare? Ce trebuie? O zi, două? Mai mult nu trebuie ca să afli ce s-a întâmplat acolo. O să fie o verificare de câteva luni și se va pierde lucrul. Și mai grav să nu fie și situația, să avem situația fiului lui Iorgulescu. Adică să vedem că e plecat până Italia. Și să nu se întâmple și să nu fie judecat cu celeritate. Lucrurile astea ar trebui judecate într-o lună, două, pentru a da exemplu să descurajăm pe ceilalți. Iar ce s-a întâmplat în postul de poliție este groaznic. Oamenii aia trebuie anchetați pentru că nu se poate să nu-ți dai seama dacă o persoană a consumat sau nu a consumat. Auziți, domnul Ialomițianu, știți cine-s părinții copilului ăsta? Nu lăsați cu dezvoltatorii ce s-a aflat. Părinții acestui Vlăduț apar în dosarul lui Sile Cămătaru. Menționați după ce au dat bani cu camătă și sunt și martori aici. Și atunci vă dați seama ce ușor se sună. Bă, nu e filiera Poliția Română, e filiera clanul din România, rețelele mafiote. Păi păcate, despre ce vorbim aici? Oameni din poliție, complici sau parchet cu grupuri interlope și atunci da, sigur, cu fluturică și cu nu mai știu cine. Foarte frumos. Doamna Radu, acum ne auzim, sper bună seara. Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Ne da, auzim. Da, doamna profesoară, văzusem la un moment dat la dumneavoastră o postare în care vorbeați de România educată, ce a mai rămas din ea acum și cu traficul ăsta de droguri și cu consumul și cu BMW-urile, pentru care evident că sunt bani, de ce nu, dar nu sunt bani pentru siguranța copiilor noștri. Din păcate, lipsa de reacție a instituțiilor statului și când spun instituții, mă refer la școli, mă refer la Poliția Română, la toate instituțiile care au tangență cu acest caz și alte cazuri. Săptămânile trecute, altă tânără din Neamț a murit tot din cauza drogurilor. Am ajuns în situația în care nu există săptămână să nu fie un deces în rândul tinerilor din cauza aceasta. Problema drogurilor ia amploare, iar politicienii români dau bani la ONG-uri, la una ONG, să facă promovare în 2-3 județe. Nu se rezolvă în felul acesta problema. Trebuie colaborat cu Centrul Județean de Prevenire. În multe centre din acestea CPK sunt profesioniști care pot rezolva problema și CPK în colaborare cu colegii profesori și cu părinții trebuie să facă echipă pentru a opri acest fenomen. Dar deocamdată, la noi, problema nu a fost luată în serios. Și, după cum observăm, face victime aproape săptămânal. Mai este o altă problemă. Problema spiritului civic, a educației. Pentru că toate aceste tragedii în lanț se întâmplă pentru că noi, românii, nu avem spirit civic. Acesta se cultivă în școală, în școlile din Occident, încă din clasa a doua, încă din clasa a treia. Tânărul este învățat să ia atitudine, să ia atitudine față de orice problemă în societate. La noi, din păcate, nu. Când vedem o problemă, ne dăm la o parte, nu am văzut. Chiar aș vrea să-l felicit pe acel domn care a dat telefon, a sesizat poliția și a spus că este o problemă. Că, din păcate, noi nu luăm atitudine. Putea salva două vieți
dacă poliția română își făcea treaba. Dar așa cum sistemul de învățământ la vârf este politizat, din păcate la fel se întâmplă și în poliția română. Da, este mulțumesc. O instituție paralizată. Mulțumesc foarte mult, doamna Adriana Radu. Vreau să-l salut pe Claudiu Iorga Palaz, consilier județean din Constanța, PMP. Mulțumesc foarte mult, Claudiu Palaz, pentru că vreau să înțelegem un pic ce este cu aceste aparate de testare. Pentru că eu înțeleg că la un moment dat au fost donate vreo 10-12 astfel de aparate drug test, din cele 15 cu care se laudă astăzi, dar nu știe nimeni să ne spună câte sunt, nu știe nimeni să le folosească, se pare că asta ne-au spus, că ei nu aveau decât o persoană care știa să folosească și ăla era în concediu medical, Claudiu Palaz. Bună seara! Da, vă pot spune situația, să spunem, dracteselor sau istoria lor, pentru că am fost inițiatorul proiectului de hotărâre de Consiliul Județean, prin care am, și care am găsit soluția juridică ca aceste aparate să fie achiziționate către, să fie achiziționate către Poliția Română, Constanța, prin ATOP, Autoritatea de Ordine Publică. Vreau să vă spun că ideea mi-a venit după ce am aflat că la nivel național, deci repet, la nivel național, în 2016 erau trei aparate, trei drug testere, care se transferau de la un județ la altul în funcție de problemele care se iscau în acele localități, deci legate de consumul de droguri. Și de aici a pornit această inițiativă. Constanța este singurul județ care are aceste 10. Dumneavoastră poate vi se par că sunt puține la nivel de județ. Eu vă spun că sunt mai multe decât sunt pe țară. Dacă dumneavoastră acum ați face o probă și vă garantez acest lucru și ați sunat șefii de poliție din diverse județe, veți constata că vă vor spune că nu au drag testere. Nu au deloc. Pentru că Poliția Națională nu a achiziționat aceste, n-a făcut o achiziție pentru aceste drug testere la nivel național și să le repartizeze în județe așa cum ar fi fost normal. Era un singur, un număr redus de aceste aparate care erau distribuite. Acest lucru se întâmpla pe vremea domnului ministru de interne Carmen Dan. Și fiind transferate în funcție de, poate, iară le duceau la munte, vară le duceau la mare. Deci nu este, vi se par puține pentru Constanța. Eu vă spun că e posibil să fie suficiente. Gândirea pentru care am mers pe acest număr de aparate a fost pentru a fi verificată și a se crea filtre pentru intrările din oraș. Mă refer în municipiul Constanța, unde sunt cluburile în zona dinspre partea de sud a litoralului românesc. Într-adevăr, vi se par puține. Problema este că este un singur distribuitor, adică nu foarte mulți sunt distribuitorii de astfel de aparate, pentru că sunt acreditate, doamna, adică probabil. Nu putem să mergem ca la un... nu sunt produse de birotice, mergem și ne luăm cu sacoșa de acolo. Nu, ele au un anumit statut, iar pe lângă asta, pe lângă acest aparat, sunt mai multe, nu știu, să vă spunem, un fel de sugativă, niște hârtiute, care au anumit component chimic care pentru fiecare substanță halucinogenă în parte. Deci problema nu este să ai doar aparatul, trebuie să ai și substanța. Adică pentru toate tipurile de substanțe. Exact. Pentru toate tipurile de substanțe sau pe categorii. Dar nu pot să spui, adică nu trebuie să cădem în capcana în care să ni se spună județul, să mă ierte Dumnezeu acum, Gorj, aleator am luat acest județ, avem 10 drag testere. Bun, câte substanțe de soluții pentru substanțe de contrast aveți? Că e posibil să ai aceste aparate, iar acele consumabile, că ele sunt consumabile, se fac pentru fiecare persoană în parte. Iar dacă nu ai substanțele pentru toate hârtiile, pentru toate substanțele, e posibil ca acea persoană să fie verificată doar pentru două substanțe și ea să fie consumată a treia substanță, este să negativ. Și dai drumul să plece din filtru. Cam acesta este riscul la aceste drug testere, dacă ele nu sunt manipulate de oameni care au pregătire, dar în general, așa cum sunt brigăzile, sau mă rog, direcțiile antidrog pe fiecare județ în parte, acolo sunt oameni specializați. Păi care cum că noi am înțeles lucru. Că la Constanța avea un singur om și ăla era în concediu medical și nu știau să folosească aparatul. Așa acum au declarat. Acum asta declarația lor, îmi da. Pare rău, dar chiar nu știam la vremea respectivă, nu asta a fost ideea, că vă dați seama că nu, nimeni nu mergea în această nebunie să dai 10 aparate pentru un singur om. De acord. E clar că poliția trebuia să-și facă treaba, să înceapă specializarea lor, dar acum eu nu mai sunt. Cred că invitații mei vor cu toții să intre în dezbatere, hai să o luăm un pic pe rând. Da. Ce e grav? Că la nivelul Ministerului Afacerilor Interne
nu e o strategie, nu e o procedură și să ai bani în buget și să achiziționezi, să te dotezi, că nu e o chestiune simplă că cumperi 2-3 aparate. Simona, domnule ministru, au avut și banii. Că la Ministerul de Interne, Simona Spătaru, au avut și banii, domnule ministru, atunci când au cumpărat BMW-urile din acel proiect cu fonduri europene, aveau componentă de a cumpăra și aceste teste, și teste anti-drug. Și nu au cumpărat aceste teste. Când a fost întrebat ministrul Predoiu astăzi câte deține poliția română, nu a știut să răspundă. După cei 4 ani de când PNL deține șefia la Ministerul Afacerilor Interne, prin urmare, demisia dumnealui era obligatorie. Nici măcar nu n-a avut bunul simț și responsabilitatea să-l demită pe chestorul care a făcut acel pomelnic de date pe ore ce a făcut cei doi polițiști. Ce am prezentat noi de la 12:40 noapte. Banii pentru aceste teste existau, trebuiau cumpărate. Dacă îmi permiteți. Da, Claudiu. Varianta este că aceste drug testere pot fi achiziționate și există procedură juridică de a fi rezolvate de către Consiliul Județene. Adică ele pot degreva banii Ministerului de Interne și pot fi achiziționate de fiecare Consiliu Județean în parte și donate către poliție. Deci se poate face. PNL-ul putea să facă acest lucru acolo unde are președinte Consiliul Județene. Da, Dorin Cojocaru zice că pot fi luate și pe fonduri europene, probabil. Strategii la nivel european. Deci vrem să ne mișcăm mai repede și să reușim această achiziție. Da, da. Cea mai simplă achiziție este cea care se poate face prin Consiliul Județean prin ATOC. Deci eu vreau să spun celelalte țări, ce strategie au, de ce nu învățăm de la ei? Pentru că e la nivel european, chiar mondial, această problemă a drogurilor. Și atunci noi nu trebuie, că vrem în Schengen. Noi nu avem un sistem, o strategie pusă la punct de a opri consumul, traficul și așa mai departe. Păi o facem acum, nu s-au donat vreo 10 miliarde. Dar vă spun că în școlile din București, care sunt generația viitoare a României, a Bucureștiului, avem această problemă și eu sunt părinte. Și vreau să spun că și acei părinți care au permis băiatului respectiv, ei acum sunt în propria lor problemă. Pentru că dacă ei ar fi luat măsuri la timp, acest copil nu ajungea să devină criminal. Cu siguranță. Vedeți ce înseamnă educația, dar să ai și o strategie, învățământ, părinți și guvern. Mulțumesc mult, Claudiu, pentru intervenție. Bun, Dorin, când vă explicam mai devreme, Claudiu Palaz, povestea asta cu diferitele teste, deci practic degeaba le avem dacă nu le putem testa pe toate tipurile de substanțe. Același lucru se întâmplă și la unele laboratoare tot ale statului, care depistează pesticidele. Deci, de exemplu, tu ai o listă de 180 de tipuri de pesticide, iar kitul tău e format din 30. Când bagi testul, el îți dă pozitiv una, două, pe care are consumabilul respectiv, kitul respectiv, iar pe celelalte care nu are, îți dă negativ. Deci dacă faci o analiză... Sunt de cea mai proastă calitate cele achiziționate. Păi, ce ai fals pozitiv, nu fals negativ, cum spunea, sau fals pozitiv. Foarte multe teste, însă am auzit că dau rateu. Dar ele au rol orientativ. Tu, în momentul în care ai o problemă de genul ăsta, chemi smurdul, îl duci la o clinică. Anterior, acum câteva luni în urmă, a spus că testele, multe dintre ele dau și test... Dau și chex. Bine, dau teste false, de fapt. Dar sunt orientative. Bine, domnule profesor Coșa, concluzia e cea cu care ați început dumneavoastră. Tocmai ți-a demonstrat astăzi inutilitatea poliției române, practic, dacă ei nu sunt în stare să rezolve un puș de 19 ani care umblă drogat pe străzile patriei. Da, repet ceea ce am spus. Suntem cetățeni unii țări europene, suntem cetățeni români, dar suntem cetățeni cetățenilor noștri. Suntem singuri, nu ne protejează nimeni. Dacă se întâmplă astfel de lucru și după ce se întâmplă o astfel de tragedie, nu se ia nicio măsură, înseamnă că ea poate să se repete sub diferite forme, în diferite locuri, în diferite perioade. Deci trebuie să fim conștienți de faptul că nu suntem protejați. Poliția română nu știe ce face, nu știu cu ce se ocupă, dar nu ne protejează. Poate că nu știe cum, dar merg mai departe și spun știe, dar nu poate. Nu are cum, nu are oameni. Și atunci mă gândesc și la acest model de reducere a deficitului bugetar pe care îl tot perorează guvernul. Păi dacă reducem numărul de salariați în domeniul bugetar și includem și poliția acolo, ce Dumnezeu face? La poliție trebuie din contră să avem mai mulți oameni, mulți specialiști,
Școala de poliție trebuie să fie mult mai atentă cu examenele de admitere, iar dotarea este esențială. Țineți minte ce scandal s-a făcut atunci când s-au schimbat revolverele, pistoalele la poliție, că au schimbat pistoalele românești cu niște pistoale străine. Nici de alea nu ne mai trebuie. Da, în 2020, da. Așa e. Am avut ocazia ieri seară, la jumătate să vin în București, la frântâna Miorița erau 6 mașini de poliție care făceau filtre. În București, în centrul București. Vă dați seama cu ce făceau și ăștia filtre, că n-au nici ei probabil drag teste din astea. Vă mulțumesc foarte mult tuturor. Trebuie să mergem în pauza de publicitate. Ne întoarcem.